Vă salut, prieteni! Eu sunt Elena Oprică și tu ești pe canalul Descoperă Lumea, locul din YouTube unde găsești informații de calitate pe teme de mistere și teorii validate științific. Există multe documente ce conțin informații despre cercetarea OZN care este condusă de personalul unui departament special din cadrul KGB. Un astfel de document a dezvăluit că un OZN a fost doborât în 1979 de o agenție secretă a Uniunii Sovietice în nordul regiunii Moscova. De la înființarea sa la 13 martie 1954 și rămânând în funcțiune până la 3 decembrie 1991, KGB-ul a servit ca principală agenție de securitate a Uniunii Sovietice. A servit ca agenție guvernamentală principală pentru jurisdicția Uniunii Republicane și a fost responsabilă pentru securitatea internă, colectarea informațiilor și operațiunile poliției secrete. Agenția era similară cu un serviciu militar care funcționa conform legilor și reglementărilor armatei, în același mod în care armata sovietică sau trupele interne funcționau în conformitate cu legile și regulamentele sovietice. În timp ce marea majoritate a arhivelor KGB rămân clasificate, marca secretă a fost eliminată din unele dintre documentele referitoare la numeroasele evenimente OZN care au urmat prăbușirii Uniunii Sovietice. Incidentul a avut loc în 1979 în cea mai nordică suburbie din imediata vecinătate. Pe 13 noiembrie, sistemele de apărare aeriană din apropierea orașului Dubna au fost alertate cu privire la prezența unui obiect zburător neidentificat. Pentru a preveni apropierea de capitala unui OZN în formă de disc, s-a hotărât doborârea lui. În mod surprinzător, planul a avut succes. Tragerea unei rachete antiaeriene pentru sistemul de apărare aeriană al Moscovei, ZRV, a fost efectuată de una dintre componentele ZRV, care este un punct al sistemului de apărare aeriană, Inelul Albastru. Impactul inițial a doborât complet OZN-ul din cer. La locul accidentului a fost trimisă o brigadă militară. Obiectul în formă de disc s-a dovedit a avea un diametru de aproximativ 6 metri până când acesta a fost doborât. Carcasa obiectului a fost perforată, cauzând daune catastrofale structurii interne a navei. Când OZN-ul a fost descoperit, acesta a fost transferat în laboratorul Organizației de Cercetare și Producție Fulger, unde renumitul Buran, primul avion spațial care a fost fabricat ca parte a programului sovietic rus Buran, fusese anterior construit. O mare parte din interiorul obiectului a fost grav deteriorat. Deoarece pilotul nu a fost localizat, nu este încă clar cum era controlat echipamentul. Nu existau caracteristici distinctive. Analogul presupus al cutiei negre nu a putut fi declasificat din cauza problemelor de securitate. A fost extrem de bine protejat împotriva oricăror eforturi de hacking. Până acum nu există informații despre cum să se decripteze fișierul sau despre cum să se poată extrage conținutul din acesta. În urma investigațiilor ulterioare, oamenii de știință au ajuns la o concluzie uluitoare. Dispozitivului îi lipsea atât un motor cât și o cameră de combustibil. Probabil că obiectul s-a deplasat ca urmare a energiei eliberate de doi magneți puternici care fuseseră acumulați într-un mecanism necunoscut, care este un balon metalic închis în formă de simbol al infinitului cu apă grea conținută în el. În 1982, proiectanții și inginerii au reușit să stabilească o formă de simbioză între o aeronavă de luptă și o farfurie zburătoare ca urmare a resturilor și a aparatelor care au fost investigate.
a fost primul avion antigravitațional dezvoltat în Uniunea Sovietică. În plus, angajații NPO Molnia au încercat să restabilească mecanismul OZN-ului doborât, dar, din anumite motive, acest lucru nu a fost posibil din cauza dificultăților tehnice. Următoarele elemente au fost apoi incluse în noul ghid. Orientări pentru regiunea Moscovei privind colectarea de informații cu privire la evenimente anormale, în special OZN-uri în 1982. Doborâți OZN-urile doar atunci când este absolut necesar. Faceți toate încercările posibile pentru a crea contact atunci când încercați să faceți un contact. În cazul în care nu există niciun răspuns, ridicați escorta în aer. În plus, a fost înființat un grup de răspuns rapid la Departamentul de Studii OZN, care a ținut evidența locurilor de aterizare ale vehiculelor și a trimis personal la ele de îndată ce au apărut. Informațiile dobândite de acest departament în ultimul deceniu al Uniunii Sovietice au inclus 28 de aterizări în regiunea Moscovei și 3 locuri de prăbușire în care au fost implicate avioane și vehicule neidentificate. Incidentul a fost adus pentru prima dată în atenția publicului în anii 1990 și începutul anilor 2000 de mai mulți martori oculari, inclusiv Victor Lastokin, un ofițer care a participat la transportul și identificarea obiectului, capitanul KGB Andrei Petrov, care a fost unul dintre autorii metodologic linii directoare pentru regiunea Moscovei privind colectarea de informații despre fenomene anormale, în special OZN-uri, și majorul Artiom Valerievich Bistrov. Astfel de povești nu se întâmplă de la sine. În primul rând, cele mai recente invenții sunt atât de diferite de cele din trecut, încât pare aproape ca și cum aceste tehnologii ne-au fost aduse de civilizații avansate din exterior. Oamenii aveau pagere, Tetris și telefoane mobile cu buton în urmă cu 20 de ani. Acum toată lumea are smartphone-uri, iPad-uri, Nintendo și alte minuni tehnologice. Același lucru este valabil și pentru tehnologia militară, majoritatea celor mai moderne arme fiind dezvoltate pe baza informațiilor adunate în astfel de scenarii. Prieten, cam atât despre subiectul de azi. Aștept părerile voastre în secțiunea comentarii. Până data viitoare vă doresc toate cele bune și nu uitați să vă abonați la canal, să dați like și share dacă v-a plăcut acest material.